Bună, România, ne-am întors în direct. Compania Națională de Investiții a anunțat inaugurarea stadionului din Turnul Măgurele. Despre ce stadion e vorba? Un stadion care s-a făcut, e din Liga 3, echipa joacă în Liga 3, 3 milioane de euro este această investiție, sigur pentru Liga 3 e mult, poate și pentru Liga 1 în România, mă rog, depinde de echipă totuși. Un stadion de 3 milioane de euro cu dotări la standardele UEFA. Această echipă este presupus ca fiind, că până la urmă o logică trebuie să existe în Telorman acolo, trebuie să existe o logică până și în Telorman. Trebuie să existe o logică politică în Telorman. Da, este presupusă ca fiind echipa de care se ocupă băiatul lui Liviu Dragnea. Iată cum arată stadionul inaugurat proaspăt azi, deci lucrurile merg spre mai bine. Noi ne plângem că nu avem stadioane pentru euro. Uitați, ăsta e un stadion, sistem de încălzire sub gazon, nocturnă și centru de cantonament, spații pentru recuperare fizică și spații pentru prepararea și servirea mesei. Deci iată este, standarde. Deci este un stadion construit pentru voința săelele, nu? Așa da, așa săelele. Echipa, așa. Da. O echipă despre care am înțeles că se speculează că ar fi controlată, deținută de Dragnea Junior. Speculații. N-avem aici document. Intrăm în teritoriul speculației, nu sunt lucrurile clare. Dar ce, există vreo certitudine că această echipă va juca în cupele europene cât de curând? De am construit un stadion la standarde europene? Ea este în Liga 3 în momentul de față. Ar trebui în mod logic, nu știu, 2 ani, 3 ani da, încolo. Da. Dacă ar ajunge în Liga 1, poate peste 4 ani. Poate. Cert este că s-a făcut acest stadion extrem de bine consolidat. Dar te gândești că dincolo de, nu știu, investiția asta interesantă de câteva milioane de euro, cineva poate are planuri serioase cu voința săelele? Cineva își dorește să devină patron de echipă de Liga 1 sau să controleze o echipă de fotbal? Pentru că întâmplător m-am uitat pe rezultatul ultimelor etape din Liga 3. Da, îmi pare rău să o dau. Să văd și eu ce face voința săelele, că am dat 3 milioane de euro noi toți, poporul român, pentru această echipă și să vedem dacă merită. Păi, Voința Săelele cu Tunari 4-0. Bate Voința Săelele. Nu, e o echipă reușită. Voința Săelele cu Flacăra Moreni 3-0. Bate Voința Săelele. Voința Săelele cu Concordia Chiajna 2-1-0. Bate tot Voința Săelele. Voința Săelele cu Petrolul 3-1. Bate Voința Săelele. Sunt curios ce să facă cu Alexandria. În curând are meci sâmbătă. Chiar acum eu te întreb. Ori Voința Săelele e viitoarea Real Madrid sau FC Barcelona, ca să nu supărăm niciuna dintre tabere. Ideea este că o explicație trebuie să existe pentru o asemenea investiție într-o zonă de genul acesta. Sigur că sunt echipe din Liga 1 care și-ar dori așa o investiție. Noi credem că până la urmă asta trebuie să fie explicația, dar DNA-ul poate trebuie să explice mai bine decât noi, poate cu niște lucruri concrete. Da. Poate o pepiniere acolo pentru viitorul fotbalului românesc. E un gest făcut de Liviu Dragnea, care într-un dialog la distanță cu Hagi, care cerea și el un stadion la Constanța, i-a dat o replică tranșantă. Dom'le, de ce ai spus că ai nevoie? De ce nu spuneți? De unde să știu eu că face Liviu Dragnea stadioane pe fond nervos aproape? Aș vrea să-l sunăm pe Vali Badea, care este managerul acestei echipe, să-l felicităm, că așa se face, nu? E o zi frumoasă, o zi festivă, în care s-a pus pe picioare un club din Liga 3. Uitați-vă și voi, pe ce am dat noi 3 milioane de euro și după aia ne mirăm că echipa Armatei are un buget, nu știu, de 400.000 de euro, nu știu cât are acum echipa Armatei, și mie mi se pare mult, adică de ce am dat noi din bugetul Armatei? Sunăm acum la domnul Vali Badea, poate ne răspunde, să-l felicităm pentru această performanță. Ce, manager sportiv, nu? Manager, fost jucător la Steaua, mă rog, are... La Voința Săelele, ce? Alo? Credeam că a răspuns. Mi s-a părut că a răspuns, dar nu, încă n-a răspuns. Vedem dacă dăm de el, dar trebuie să-l felicităm. Totuși, sunt niște lucruri care se fac în țara asta. Decât să se dărâme stadioanele, mai bine se fac, dar nu știu. Dacă nu văd că nu ne răspunde, probabil sărbătorește, nu? Ce ai poți să faci în momentul de față. Da. Dar e interesant, ți-am spus, cum această echipă, da, din momentul în care a început să fie sponsorizată de Dragnea Junior, dumnezeu, a început să câștigă toate meciurile. Aici poate Mitică Dragomir are o explicație. Deci eu nu cred că în fotbal există mafie. Eu nu cred că există blaturi în fotbalul românesc. Doamne, cine ar crede așa ceva? Nu cred că există vreo înțelegere între diverse echipe sau că o anumită echipă poate fi favorizată să avanseze. Tu poți să crezi așa ceva? Nu, din potrivă. N-ai cum. De asta spun. E o coincidență frumoasă. Liviu Dragnea a avut un eșec în privința Federației Române de Fotbal. Acum nu mai se audă că are echipa asta și vedeți că retrogradează. Deci el pe ce pune mâna să alege. Nu știu dacă retrogradează. Da, în fine. O problemă este și... Asta este, vine în Ministerul Dezvoltării. Mi se pare totuși că se dezvoltă țara asta. Iată cât de bine arată. Dacă noi ne permitem în Liga 3 așa ceva, așa o investiție, vă dați seama. Totuși, despre ce țară vorbim aici? Interesant, statul român și fiul domnului Liviu Dragnea investesc în aceeași echipă.
Ca să vezi cum... Ce coincidență! Domnule, când e să se alinieze planetele, se aliniază până la capăt. Adică a investit întâmplător Liviu Dragnea Junior în această echipă de fotbal. Echipa de fotbal a început să aibă victorii peste victorii. Și atunci a venit și guvernul, statul român. Statul român să aducă niște bani. Fără să știe probabil că... Habar n-aveau, crezi că stă statul român să se gândească, stai că e firma băiatului, șefului, peste... Hai să fim serios. Ai noroc până la capăt. Da. Deci, dincolo de scandalul ăsta, acesta mai este un scandal și în MAPN în momentul de față, că tot am nominalizat echipa care are un buget, sigur, și acolo mi se pare nejustificat. Deci ai dat bani într-o echipă care... Nu intrăm în subiectul ăsta. Dar, în schimb, intrăm în altul. Iată, există o emisiune pe Antena 1, ceva cu bucătăria, cu bucătăreala, în fine, și acolo participă un cetățean care îi scădita mai scandalul în țara aceasta, pentru că vine și spune că el, mă rog, un concurent vine și spune că a mers, a luptat pentru statul român, că a fost rănit niște răni deosebit de grave, o să vedeți, o explică în minutele următoare, după care spune că are o pensie de, nu știu, de cât, o ceva derizorie. Vine și cu o cifră de 360 Hai de lei. Hai să lăsăm să se prezinte. Vine cu o cifră derizorie și toată lumea izbucnește momentul ăla. Dom'le, nu se poate așa ceva cum om care a luptat pe fronturi, să aibă doar 360 de lei. Și eu m-am gândit. Zic, dom'le, generalul Onțanu, generalul... A înhățat-o. Da. Ai vărsat câteva lacrimi în fața televizorului. Pensiile și vine ăsta luptător. După care, mă rog, lucrurile încep să decereze. Haideți să-l ascultăm pe acest individ pe care vi l-am povestit. Mă numesc Tom. Mare care se pune, dom'le, cum să suferi așa răni, uite, 85 de răni de asta, de genul ăsta, atât de dramatic, și totuși noi, poporul, să nu aflăm că avem un militar român care a trecut până așa ceva. E o primă întrebare. O a doua întrebare. De ce la 18 ani, cum poate cineva la 18 ani să ajungă ofițer? Deci cum poți la 18 ani, tehnic vorbind? Că a zis că a fost ofițer în MAPN și că la 18 ani nu poți fi și 4 luni a fost pentru prima dată în teatru de operațiuni din Bosnia. Bun, multe informații nu au niciun pic de sens. Da. În primul rând, n-avea cum să fie absolvent al Academiei Forțelor Terestre de la Alba Iulia, pentru că Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu este în Sibiu. Asta ar fi prima chestie. Asta ar fi prima dintre glume, ca să parafrazez un comic. Dar când a fost în Bosnia și Herțegovina? Sigur că nu ies nici anii până la urmă. Este la Bosnia și Herțegovina am niște matematic dubii. Vorbind, este destul de greu să fie adevărat ce spune băiatul acesta. Haideți să nu mai ascultăm, că vine cu niște informații și mai tare. Deci cei mai tare de-abia acum începe. Este întrebat, intră în dialog și cu bucătarii. Hai să vedeți cât de tare e. De mare audiență, la un post care are o audiență importantă, să te apuci să zici niște lucruri detalii astea, să discuți condiția soldatului român aflat pe front. Dom'le, în momentul în care tu nu ai participat la aceste misiuni, azi zice că a participat la 5 misiuni pe diferite fronturi. Cum? Că matematic vorbind e aproape imposibil. Când, după fiecare misiune de 6 luni, deci trebuie să stai minim un an de zile. Știi, nu ne ieșeau nouă cifrele cu privire la operațiunile din Bosnia și Herțegovina. Deci la 18 ani și 4 luni a mers acolo ca să asigure paza, nu știu, nefiind absolvent încă al Academiei, deși era ofițer de la 18 ani. Deci erau oamenii ăștia căzuți într-o admirație. I-ați văzut pe oamenii ăștia căzuți într-o admirație. Sigur că lucrurile au logică, pentru că se vine acum cu discursul ăsta. Dom'le, acum nu mai e războiul ca pe vremuri, domne. Acum există alt tip de arme. Există acest război culinar. Îți bag găuri în mâncare. Există. Și omul acesta, vedeți că e militar în continuare. Deci luptă în continuare. Există războaie de genul ăsta, războaie gastronomice. Bun, acum chestiile sunt foarte complicate. Chestiile din această poveste. În sensul în care Ministerul Apărării Naționale a avut un comunicat de oferit astăzi publicului, în sensul în care dezminte toate informațiile pe care tocmai le-ați ascultat, spune că nu există în evidență nici ca militar activ, nici ca militar în rezervă, nici ca militar în retragere, domnul Miklos Tolnai. Haideți să-l ascultăm pe purtătorul de cuvânt. Nu, este un... Hai să vedem în primul rând un militar adevărat. Bine, haideți să urmărim un militar adevărat și apoi care dă un interviu în Libertate fix azi, ca o coincidență. Hai să vedem cum arată un militar adevărat. Culmea ironiei, deși totul se derulează rapid, întinderea în timp nu este chiar atât de mare pentru cel care este implicat acolo, sau cel puțin pentru mine asta a fost percepția. Timpul se dilată și până cam tot timpul la dispoziție pentru a face ceea toți ce pașii. Absolut, ceea ce am învățat acolo și că pentru fiecare pas am avut suficient timp la dispoziție să orientez, a fost să evaluez. Nu, niciodată. Panică nu, niciodată. Deci chiar n-am trăit în asta.
Da, cum este Viorica Dăncilă, premierul României, așa poate să fie și omul ăla militar pe fronturi. Exact. Exact așa poate să se laude și omul ăsta cu faptul că ar s-a luptat. Ar trebui să fie mitoman. Da. Ar trebui să fie mitoman. Mitoman pe front. A intrat în niște detalii, nu știu, prea adânci. A mers inclusiv până la punctul de a declara că a făcut multe victime, ravagii, au omorât mulți oameni. Și cu toate acestea, nu există nici măcar cea mai mică probă că ar fi absolvit fie el și liceul militar. Da. Da, păi, Academia Militară și apoi toate acele teatre de operațiuni. E ceva suspect. În primul rând, avem o reacție foarte rapidă a Ministerului Apărării Naționale, care instantaneu a verificat, nu există personaje. Nu figurează în evidențele structurilor din cadrul Ministerului Apărării Naționale, nici în calitate de militar activ, nici în calitate de militar în rezervă sau retragere. În acest sens precizăm că, neavând calitate de militar activ, nu putea să participe normal, independent sau în cadrul unor structuri constituite ale Armatei României în misiuni în teatrele de operațiuni. Da, pe de altă parte, genul ăsta de informații sunt verificabile. Cum poți apărea la un post de televiziune, oricare ar fi acesta, cu astfel de poveste care știi că poate fi foarte ușor demontată? Reacția mea, PN. Acesta nu a avut niciodată calitatea de militar activ sau militar în rezervă sau în retragere. El nu putea să participe la o misiune în teatre de operații din Afganistan sau Irak, la misiuni ale Armatei României. Neparticipând la astfel de misiuni, nu poate să primească o indemnizație. Asta este la... Este o emisiune la Antena 1. Antena 1 a avut o reacție la toată chestiunea aceasta, pentru că e și ea implicată. S-a speculat la un moment dat că producătorii emisiunii l-ar fi pus pe omul ăsta să vină cu astfel de declarații și unul să... Unul dintre bucătarii era foarte în temă cu operațiunile. Da, domnule, era, părea că a fost colegi. Mijlocașul. Mijlocaș, da. În Bosnia, în da, Bosnia, știu că așteptam să spun că am fost și eu acolo. Da. Adică mie îmi spui, da. Ne făceam cu mâna. E ceva suspect aici. Pe de-o parte, nu, eu nici pe comunicatul meu APN nu-mi pun toate speranțele că ar fi perfect autentic. Că pare și acolo, nu figurează acum, nu figurează. Da. Nu știu, ceva e acolo cel puțin neclar. Poate se va face lumina națională, că pe mine mă interesează subiectul. După difuzarea ediției de luni 30 aprilie a show-ului Șef la cuțit, Antena 1 a fost sesizată de MAPN în legătură cu povestea concurentului Tolnai Micloș. Acesta a prezentat fapte și a adus acuzații în cadrul emisiunii care nu sunt confirmate de MAPN și nici susținute de dovezi clare ale concurentului. Regretăm faptul că emisiunea a fost folosită pentru expunerea unor fapte neadevărate. Antena 1 va lua măsurile necesare conform contractului încheiat cu concurentul Tolnai Micloș, iar viitoarele ediții vor fi editate, păstrându-se numai cadrele care fac referire la aptitudinile sale în bucătărie. Adică l-au anulat ca personaj, domn. Pur și simplu. L-au anulat ca personaj, dar în momentul în care, vii să expui astfel de poveste, tu, reporter, care te ocupi de concurent, o poză în uniformă ai, da. Puneți un pic chipiul ăla pe cap, arată și mie livretul militar, haideți să ilustrăm cu ceva. Dacă vă spunea că e președintele României, dar mai de mult nu mai stă acum să explice în ce mandat, îl credeați? Îl întreba pletosul. Și cum era la Cotroceni? Nu ești Emil Constantinescu, nu, eram sigur. Păi ce facem? Adică putem orice să difuzăm? Omul poate este mitoman, poate, nu știu. V-am spus, eu pun sub semnul întrebării și comunicatul meu APN, pun sub semnul întrebării orice. Dar tu ca jurnalist, că e totuși o televiziune presă, nu îl întrebi pe individ. Bre, dar arată-mă cicatrice măcar. Poate că fiind vorba de teatru de operațiuni, să gândi, domnule, sunt un actor, mi-a jucat un rol, poate nu știu, poate fi intrat în genul ăsta de argumentație. Domnule, o poză trebuie să ai în uniformă, cu steagul României, ceva, o diplomă, niște epoleți. În fine, lucrurile se mișcă în România. Astăzi am mai citit o chestie interesantă. La primăria sectorului 3 se reîncepe operațiunea, teatru de operațiuni. Se reîncepe teatru de operațiuni, se reridică mașini parcate greșit. Dar acum îl avem la telefon pe consilierul local sector 3, Cristian Petrescu, fost ministru al turismului în guvernului MRU. Bună seara! Bună seara! E adevărată știrea, nu? Vreau să o confirmăm. Se vor reîncepe ridicările de mașini în sectorul 3. Probabil că vorbiți despre noul regulament legat de parcarea în sectorul 3, cel prin care se redistribuie locurile de parcare celor care nu au. În fine, e un întreg regulament legat de parcări. E un întreg regulament. Din acest regulament înțeleg că, ca o consecință a acestui regulament, va intra în vigoare și această chestiune cu ridicatul mașinilor. E adevărat, da? Adică, după părerea mea, e un lucru normal și foarte bun. Știu că a fost la un moment dat o decizie a Curții Constituționale, că n-ar fi constituțional să ridici mașina omului.
Exact. Acum, ca oameni vorbind... Mai dă un avid de curte constituțională, nu? Corect. Nu, adică... nu e vorba că dă un avid de curte constituțională, dar dumneavoastră vi s-ar părea normal să fie blocată o stradă pentru că un nesimțit își lasă mașina într-un am difuzat imagini cu tot felul de nesimțiți de genul acesta, dar pe de altă parte să știți că există și alt gen de cetățean, există și alt gen de caz în care omul n-are unde neva să-și parcheze mașina și o parchează într-un loc unde va veni un așa numit hingher care îi va ridica mașina pentru că nu a avut altă variantă. Deci să-i oferim omului varianta de a parca corect și abia apoi să-i ridică mașina. Sunt întru totul de acord cu dumneavoastră, doar că în sectorul 3 se stă cam cel mai bine legat de locurile de parcare. Deci nu cred că asta e o problemă în sectorul 3, poate în alte sectoare sau în alte localități. Da. Câte locuri de parcare ați construit de la preluarea ultimului mandat și până în prezent? Domnul Zanfie, știți foarte bine că nu un consilier construiește locurile de parcare. Nu dumneavoastră, mai puțin, primăria sectorului 3. Mă dumneavoastră scuza, personal. Și cu atât mai puțin un consilier în opoziție. Nu dumneavoastră, reiterez, ci primăria sectorului 3, care a luat această decizie și din al cărui consiliu local faceți parte, de ce aveți această informație? Da. Presupun că sunt zeci de mii de locuri de parcare care au fost construite începând cu mandatul 2016, nu? Aici am îndoieli. Și înainte, într-adevăr, în mandatele dinainte, se construiseră destul de multe locuri de parcare și cu siguranță sectorul 3 avea cele mai multe locuri de parcare dintre toate sectoarele. Da, le făcuse negoiță alălalt. Negoiță cel vechi. Negoiță întâiul. Negoiță actual. Negoiță actual cam câte a făcut așa. Nu fost preocupați de problema asta cu locurile de parcare, ceea ce e un lucru foarte bun. Dacă ar fi fost un alt primar, în sensul că am candidat la primăria sectorului 3 pentru primar, aveam un program întreg cu parcări supraterane, dar în fine, nu se pune în discuție, nu este între obiectivele prioritare ale primarului actual. Ce pot să vă spun este că se stă relativ bine în sectorul 3 cu locurile de parcare și regulamentul acesta care va intra în vigoare nu face decât să reglementeze și mai bine situația acestor locuri. Taxa de recuperare a autoturismului este de 500 de lei, nu? Nu știu exact. Dacă mi-ați zis exact care este tema, m-aș fi informat mai bine și vis-a-vis de numărul de locuri de parcare. 500 de lei. 500 de lei. Suma exactă pe care trebuie să o plătească. La locuri de parcare nu aveți multă documentare. Până la urmă nu e vorba de numai de nesimțire, ci și de încălcare a legii. Da, absolut. Dar înțeleg că dumneavoastră sunteți în opoziție cu primarul, mă rog, din punct de vedere politic, sunteți în asentimentul lui în privința ridicării de mașini, nu? Dom'le, când lucrurile se fac așa cum trebuie, nu o să facem o opoziție doar de dragul opoziției. Da, atunci când lucrurile se fac cum trebuie, cel puțin după părerea noastră și a celor care ne-au trimis în Consiliul Local, suntem de acord cu primarul și cu aparatul primăriei, când nu, nu. Și vă dau un exemplu foarte clar legat de reabilitarea și regenerarea urbană a bulevardelor Burevista și Decebal. I-am spus foarte clar atât primarului cât și majorității din Consiliul Local că noi nu putem fi de acord cu cheltuirea 8 milioane de euro pentru Burevista și Decebal în condițiile în care sunt foarte în regulă bulevardele respective și am putut să facem altceva cu cele 8 milioane de euro. Da, mulțumim. Eu mă opresc atunci la acest moment în care nu putem semnala niște construcții enorme de parcări în care să până la urmă să conducă la ridicatul de mașini, pentru că omul ca să tragem concluzia că a parcat greșit, trebuie să aibă variante, o chestie de logică, să aibă variante de a parca bine. Și atunci, dacă nu avem aceste parcări imense construite peste noapte, sigur, ce pare un demers totuși ușor în neregulă. Dar nu le avem nici pe alea minuscule, da, ca să știi. Bun, ce interesant. Avem o decizie a Curții Constituționale, de asta spun că și cu regulamentul ăsta și fără regulamentul ăsta, deciziile CCR încă sunt obligatorii pentru toți edilii locali. Și în al doilea rând, există și alte metode. Adică poți amenda. Eu nu știu câți oameni își propun să parcheze intenționat pentru a ruina traficul fluent dintr-un sector. Sunt și nesimțiți, dar mie mi se par cazuri izolate totuși. Vii cu o amendă colosală. Da, vii cu o amendă colosală. Acum,
Dacă nu construiești locuri de parcare, că indiferent, că am zis, sectorul 3 stă un pic mai bine decât celelalte sectoare. Asta nu e nimic, e mai puțin mort. Discutam foarte mort. Cu un celebru ridicător de mașini, domnul Silviu Prigoană, la un moment în care încă Curtea Constituțională nu decisese ceea ce a decis, și mi-explica într-un fel entuziasmat, și eu chiar am propus, zicea Prigoană, măi, acum omul poate și mai este și entuziast așa în timp ce vorbește, și eu propusesem chiar să îi ridicăm mașina și să o luăm de tot, să-i confiscăm mașina dacă o parchează. Și eventual să-l ucidem pe proprietar. Da, mi exact. Se pare o opțiune. Și asta ar putea să fie o variantă. Și mi-a explicat că s-au construit nu știu câte parcări și în egală măsură îmi dădea. Păi ele trebuie totuși distribuite, domnul Prigoană și domnilor care ridicați mașini, trebuie să fie și distribuite echitabil. Că deja v-am dat exemplu că s-a construit la magazinul Unirea o parcare de 500 de locuri, dacă eu am treabă la 10 km distanță. Adică sectorul sigur, în momentul când ne raportăm la parcările construite, trebuie să fie și distribuite într-un anumit mod logic. Hai că e prea complicat. Bine, urmărim subiectul acesta și dăm urmărim, și o veste bună. Urmărim Curtea Constituțională, că dacă e obligatoriu să facem ce zice Curtea Constituțională în anumite condiții, să fie obligatoriu în toate condițiile. Și urmărim și Curtea de Apel de la Târgu Mureș, care a admis apelul parchetului de pe lângă judecătoria Miercurea Ciuc și l-a condamnat la închisoare pe Cibi Barna pentru fascism. Cibi Barna, pentru cei care au deschis mai târziu televizoarele, este individul pe care vedeți în imagine, cel care în piața publică l-a luat și l-a spânzurat pe Avram Iancu în urmă cu câțiva ani. Inițial, judecătoria de la Miercurea Ciuc i-a aplicat două amenzi penale. Domnule, i-a aplicat niște amenzi, nu s-a văzut. Penale. 8.000 și 4.000 de lei. Și chiar l-a achitat și a încetat procesul penal în cazul acestor fapte. Deci, practic, îl cam scosese din cadru pe acest individ destul de bezmetic. Bună seara, Dan Tănasă! Bună seara, bună seara! Reluăm discuția, continuăm discuțiile în privința aceasta. Este o veste bună, nu? Până la urmă, această condamnare, sigur, cu suspendare. Este o veste bună, pentru că eu am scris ani de zile. Ani de zile am publicat informații pe blogul meu cu privire la activitatea acestui individ. Da. Acest individ trebuie subliniat faptul că a fost angajat al unei instituții publice a statului român, a fost angajatul finanțelor publice Harghita și acest individ s-a manifestat, a fost tolerat, a fost încurajat și a fost sprijinit de către UDMR să se manifeste în spațiu public. Îmi amintesc chiar în 2011 i s-a permis ca de zilele orașului la Sfântul Gheorghe individul să-și comercializeze recuzită cu caracter revizionist, fascist, xenofob, deci chiar pentru ce a fost condamnat, a fost tolerat de către primarul UDMR din Sfântul Gheorghe, care i-a permis la zilele orașului să vândă această recuzită, care culmea, în urma acestei condamnări definitive, a fost confiscată. E o veste bună, pentru că Cibi Barna a fost un individ care a atras foarte mult atenția asupra lui, s-a manifestat foarte activ în spațiul public. Este o veste bună pentru că dacă în primă instanță acest individ a luat doar o amendă, iată că în definitiv a primit o condamnare cu suspendare și un termen de 4 ani de încercare. Da, eu văd că condamnarea este cu suspendare, dar văd că și fapta e cu o suspendare acolo din ce văd. O păpușă care întruchipează pe Avram Iancu, o bagiocură, ce să mai discutăm, la adresa unei... Cum? Această condamnare se referă la o serie întreagă de acțiuni pe care acest individ le-a făcut în spațiul public, inclusiv spânzurarea lui Avram Iancu, denigrarea lui Mihai Eminescu, interpretarea unor poezii scrise de criminalul de război Boș Albert, pe cum și comercializarea și răspândirea unor materiale cu caracter revizionist, șovin, xenofob și fascist. Deci e foarte important acest lucru. Da. E foarte important, acest individ a fost condamnat pentru fascism. Păi da, și dacă e condamnat pentru fascism, îl lăsăm așa în liberă un an cu suspendare. Adică am avut un pic de răceală, dar mi-a trecut. Nu știu, un an cu suspendare pentru mine e o glumă. Ce e un an cu suspendare? Că în câțiva ani cazierul va fi curat. Adică fascismul. Nu e că eu creau fascism. Mă zic, domnule, condamnat pentru fascism. Ultima dată când au fost condamnați unii pentru fascism, nazist, a făcut tribunalul de la Nuremberg. Bun, acum fascism și dăm un an cu suspendare. Păi ne batem cu fașiștii sau ne batem cu fașiștii? Deci pare o contradicție între acuzație și decizie. Totuși chiar a făcut și un pic de fascism. Da. Domnul a făcut fascism, dar a făcut mult. Un pic de fascism, de un an cu suspendare. Da. N-ar trebui, în ceea ce privește genul ăsta de manifestări, să demonstreze statul român
că toleranță zero, vorba lui George Bush, nu negociem cu teroriștii, nu negociem cu fasciștii și cu alții că vreau să vă atrag atenție, dacă îmi permiteți opinii publice, apropo de fascism și apropo de seriozitatea statului român atunci când trebuie să-l combată. Eu atrag atenția opinii publice faptul că, apropo de fascism, un fascist notoriu, Miro Iose, omul care l-a proslăvit pe Hitler și care a proslăvit invadarea Transilvaniei de către Ungaria, acel individ are școli, domne, și nume de străzi, și are busturi în Harghita. Și acum se pregătește o nouă bombă în anul centenarului ca numele acestui fascist să fie pe să îi se dea bibliotecii municipale din Odorheiu secuiesc, domnule. Păi dar în Odorheiu secuiesc nu se aplică ordonanța 31/2002. Nu poate intra prefectul și, nu știu, să-l aresteze pe consilierul local care a propus și a votat. Sau să aresteze tot consilierul. Astăzi sunt pus pe arestări. Nu știu dacă ai fost atent. Mă bucur că ești atent. Ești unul dintre telespectatorii fideli. Deci astăzi sunt cu pușcăria. Dom'le, dacă faci pușcărie pentru că ai apărut cu însemne naziste, cu Hitler pe tricou și alte chestiuni de acest gen, de ce nu faci, domne, pușcărie dacă vrei să dai denumirea unei străzi din România cu numele unui ăsta, nazist, fan Adolf Hitler? De ce nu faci pușcărie? Domne, este o decizie politică, să le fie rușine? Nu, domne, pușcărie. De ce nu se face? Că n-au imunitate ăștia. Prefectul județului Harghita o să vă spună că el nu vrea să schimbe, nu vrea să strice climatul interetnic. Nu vrea să strice climatul, nu? Și atunci să-l acuzăm și pe prefectul Harghita sau Covasna, că n-am fost atent. Harghita. Păi dacă nu vrea să strice climatul, să apară în conferință de presă și acest reprezentant al guvernului PSD ALDE și să spună: domnule, eu nu aplic legea din această țară, că mie îmi place climatul ăsta cu Niro Iosef, cu fanii lui Hitler, mie îmi place așa cu noi, cu fașiștii. Mie îmi place acolo cu svastici. Mie îmi place climatul ăsta, da, mă rog. Mulțumim Dan Tănase, vreau să mai tragem repede, dacă mai avem timp, niște concluzii în legătură cu litoralul. Cu litoralul s-au făcut niște calcule și se pare că fiscul a avut niște succese pe care le-a raportat brusc. Dom'le, pentru prima dată fiscul a pus câte un om la casele de marca controle antifraudă. Să servească și la bar fiscul, domne, dacă e așa competent. În mai au dus la fiscalizarea peste 17 milioane de lei în 16 cluburi de pe litoral. Și aici m-aș referi totuși și la deschiderea unei anchete în zona asta cu drogurile, a Dicotului, în privința fetei care a fost surprinsă de către camerele de filmat în timp ce se pare că s-ar fi drogat. Că ce risca? Era discuția ce riscă fata respectivă? Ce riscă persoana respectivă? De vedere nu riscă foarte mult. Nu riscă foarte mult. Dar ce au zis ei? Că? Păi va fi o anchetă de partea Dicot și se va stabili, dar eu îți spun. Că drogurile nu sunt fiscalizate, atenție. Că nu ai cum să stabilești ce făcea, o trăgea cretă până. Nu, e destul de greu de demonstrat. Acum, dacă vor vrea să demareze o operațiune de amploare, să demaște o rețea întreagă de traficanți, etc., etc., să o cheme la interogatorii să ție, poate vor scoate ceva, dar altfel, nu știu. Dar acum, cu crima organizată și terorismul, nu intrăm și pe rețeaua asta de fasciști, de naziști, că avem institut pentru studiul Holocaustului. Adică, dacă un fan Hitler are bustă în România, ce facem? Că am văzut, în București e bine. Jos cu mareșalul Antonescu, l-au dat jos de pe statuie, s-au ocupat, nu mai e voie, nici Țuțea nu prea e ok, am înțeles că n-a fost șef serviciu în guvernul Antonescu. Am înțeles, domnule, gata, am înțeles. Bă, dacă un nazistul ăla de acolo, ce? Pentru că e orășel mic, trecem cu vederea, domnule, oricum prea vine lumea până Odorheiu, secuiesc, nu-l vede nimeni pe fascist. Da. Nu mi se pare în regulă ce se întâmplă și nu mi se pare în regulă nici atitudinea prefectului, care nu vrea să creeze tulburenți. Păi suntem stat de drept. Legea e lege. Mă întorc la concluziile, într-o zonă mai relaxată a României. În cele mai tari trei cluburi dintre acestea, încasările au fost 14 milioane de lei, iar în cel mai mare dintre cluburi, numai duminică 29 aprilie, zice ANAF-ul că au fost încasări de 1,28 de milioane de lei. Între timp s-a decis și că acea șampanie de 100.000 de euro, până la urmă, a fost un fake news. A fost doar așa o manevră de PR. Multă lume s-a răsculat, domnule, nu se poate așa ceva. Multă lume s-a... Și până la urmă, sigur, e o știre. E o știre care... Să-ți dau o știre și cu ANAF ăsta care a făcut el, a rupt chitanțe acum pe litoralul românesc, știi? Eu aș vrea o altă știre de la ANAF. Că am înțeles că s-au dus acolo, că era șeful lor, Orlando Teodorovici, la locul faptei acolo, lângă șampanii, să vadă, se fiscalizează, nu se fiscalizează, că se convins că nu, sau să se distreze. Eu te întreb altceva, băieții ăștia de la ANAF, că am citit la un prieten o postare pe Facebook, au de gând să găsească dosarele alea pe care le pierd?
povestea un amic pe Facebook. Pot să-mi înființez o organizație non-guvernamentală, un ONG, că am înțeles că încă mai e legal. M-am dus și la ANAF sectorul, m-am lăsat dosar, mi-au pierdut actele. Băi, la băieții ăștia care pierd hârtii, pierd documente, de la ei avem pretenția să facă ordine acolo în contabilitatea firmelor și nu știu ce, că eu am înțeles că le place să meargă în control de 1 mai pe litoral, că vă place, că și anul trecut au fost, că și acum 2 ani au fost, că și acum 3 ani au fost, erau așa, nu, acum, cu ghearele peste buticar să nu facă, să nu vândă un covric fără să-l fiscalizeze ei. Acum pare că totuși succesul a fost un pic mai mare. Comparație cu anii precedenți, s-au fiscalizat mai multe... S-a rupt. La mari contribuabili ne uităm și noi. La domnul Negoiță, marele datornic, cel mai mare datornic pe persoană fizică, de vrea acum să culeagă el mașinile din sectorul 3. Se uită ANAF sau e cu ochii pe paharul din club? Noi suntem cu ochii pe publicitate, după care ne întoarcem în mod pozitiv. Da, mult mai optimist, vă dați seama. Da, bună România, ne-am întors în direct în această parte a emisiunii, ne-am făcut așa un obicei început de ieri de a demitiza niște lucruri în privința felului în care îi privim admirativ pe liderii altor țări, de exemplu. Adică au și ei proștii lor, încercăm domnul să spunem Macron a venit aici, da, a făcut o impresie. Da, a făcut o impresie plăcută, toată lumea l-a admirat domnul Macron, cu tare din domnul Macron, din nu-l scotea nimeni. Cum vrei să-i zică, nea Macron? Ba da. Așa, domnule, s-a întâlnit președintele Franței, Emmanuel Macron, s-a întâlnit cu liderul Australiei. Și la un moment dat cu premierul Australiei. Și la un moment dat s-a simțit nevoia să se refere la doamna premierului Australiei. Haideți să vedem cum a decis să se refere la aceasta. But I wanted to thank you for your welcome, thank you and your delicious wife for your delicious wife for your delicious wife for your warm welcome. It's the perfect organization of this trip. Thanks to you and Lucy. Thank you very much, Mr. Prime Minister. Thank you very much. Da, și momentul în care și-au strâns mâna unul altuia, your delicious wife, adică, într-un fel, părea așa ceva comestibil, părea ceva ce trebuie să consumăm, nu știu. Tu la mâncare te-ai gândit? Da, your delicious wife. Înțeleg. Adică delicioasă, nu? Noi n-am văzut-o pe soția premierului australian. Nu ne putem pronunța. Deci ne e greu să avem un punct de vedere. Rămânem în pronunțare. Dar e posibil... Să greșească foarte mult, de fapt, da, să nu fie niciun fel de gafă. Noi am titrat așa, gafa premierului, poate gafa președintelui Macron, dar poate nu e niciun fel de greșeală. Poate chiar omul a venit și a făcut o declarație. Și a spus, a fost sincer. Ce să spun, domne, că nu-mi place? Dacă îmi place. Domne, da. Și soția tău, frumoasă țara, nu zic, nu? Dar acum dăm voie să remarc faptul că în privința doamnei Carmen Iohannis n-a făcut niciun comentariu, ceea ce ridică niște semne de întrebare. Hai să o vedem pe soția premierului australian, ca să vorbim în cunoștință de cauză, ca așa, de pe margine e ușor. E ușor să comentez de pe margine, dar hai să vedem concret, să vedem concret pe soție, dar eu rămân la părerea mea că ar fi trebuit, într-un fel sau altul, acum se pune problema, până a venit omul ăsta aici și a simțit extraordinar, dar nu a remarcat-o pe doamna Carmen Iohannis. Știi, care doamna Carmen Iohannis a făcut impresie plăcută pe oriunde a mers. Păi poate nu-i delicioasă. Păi nu știu ce să spun, Răzvan, dar un comentariu putea să aibă în legătură să cu doamna. Să spune și doamna se ține bine. Da. Mă rog, hai să o vedem pe doamnă. Deci haideți, pare exact genul de doamnă pe care, iată pe doamna pe care domnul Macron a constatat-o ca fiind delicioasă. Nu sunt absolut deloc șocat. Iertați-mă că vă spun, dar chiar mă, și dacă îmi permite, aș face apel la calm în primul rând. Dacă ne permitem evaluări de această natură, putem spune că e chiar, nu știu, e sau nu e, să formulez dacă ca întrebare. Dacă o vede mare și pe doamna care face parte din generația de crețeilor, păi dar o face cred. De două parale pe doamna. Sărită de generația de crețeilor. Nu, dar acum se pare că e... Nu știu, putem să întrebăm asta? E mai delicioasă decât doamna Macron? Nu vreau să facem comparații, poate că n-are rost să ajungem în... Dar m-aș întoarce la declarația fabuloasă făcută de domnul Petre Daia, declarație cu care am început. Femeia este acel ceva care face bine omului. Domnul Petre Daia, făcând această care declarație... Care ajută, e bine să ai un câine, o femeie, ceva în gospodărie pe acolo, cât așa de singurătate. Îți dai seama, Petre Daia, știi, Petre Daia multă vreme, noi am crezut că e doar un politician excentric, care găsește formulări pe care poate nu le înțelegem noi pentru a exprima niște adevăruri. Da. Nu, eu cred că e doar limitat. Deci, pur și simplu, cred că, adică, eu chiar cred că el este sincer în aceste expuneri și că de multe ori folosește cuvinte dificile de asimilat, pentru că în tentativa lui de diplomație încearcă să mascheze câte ceva. Știi, când încercăm noi să jignim niște politicieri și folosim așa fraze extrem de lungi, multe cuvinte, metafore, că poate nu se prind. Și nu se prea prind. Cătălin
Cătălin Ioniță, șeful poliției din România, domnule, a venit Cătălin Ioniță și a exprimat un punct de vedere încercând totuși să mascheze, apropo de mascat, să mascheze această situație stranie petrecută pe drumul dintre Buzău și București, drum despre care am vorbit ieri. Hai să vedem ce a declarat și care sunt măsurile pe care poliția din România le ia în urma acestor incidente petrecute, înțeleg, într-un mod consacrat de vreo 20 de ani încoace. Așadar, toate cele trei cazuri care au avut loc la nivelul inspectoratului Ialomița ne sunt puternic în atenție în acest moment. Vă pot face precizarea că pentru unul dintre cazuri, deja autorul a fost trimis în judecată, iar singurul caz de înțepare, de acest mod de acțiune cu înțeparea roților, vorbim despre ultimul caz care s-a întâmplat, va face cu siguranță atenția colegilor mei în detaliu. Am luat în calcul toate zonele țării, pentru că nu mă preocupă singură zonă din țară, mă preocupă siguranța cetățenilor. În acest moment intenționăm ca împreună cu colegii de la jandarmi, ca în toate zonele vulnerabile și în toate zonele în care sunt astfel de cazuri, să intensificăm prezența astfel încât pe componenta preventivă și de descurajare să ne facem de asemenea treaba. Bine. Ia nenorocii, se pune pe ei, o să vedeți șirul de hoți care vor face cordon către secțiile de poliție. Deci se pune pe ei, s-au pornit, gata. Acum, până acum nu știu dat seama, nu știu că există probleme. A trecut seara doar două decenii. Dar altceva am sesizat eu. Deci în toată țara. În toată dar, țara. Dar, domne, nu doar pe regiunea de sud-est, domne, să crede. Se apucă acum... E național, domnul Ioniță, cum e mondial Nelson. Deci ideea este că nu se știa exact ca Liviu Dragnea în dialog cu Rigica Hagi. N-am știut că vrea stadion în Constanță. De ce nu spui? N-am știut că vă deranjează racheții. Adică, noi știam că sunt racheții aia pe la Urziceni, cum vii de la mare, dar nu știm. Da, domnule, erau clare acolo. Ești de 20 de ani. Da. N-ați zis niciodată, domne, face ceva cu racheții aia, am lăsat racheții, poliția și spus. Da, uite, dacă ne amintim intervenția telefonică a victimei de ieri, ne și relata. Sigur, am vorbit cu poliția, a zis că știe, păi da, sunt racheții aia, sigur că da, vă ajutăm cu ce vă interesează. Da, dacă mă puteți escorta, mă escortăm. Păi povesteam, îl invocam pe tatăl meu, care a pățit o chestie similară, venind că dinspre Timișoara. De ce n-a spus că l-a deranjat? N-a spus, domnule, nu știu. Dacă știa. Nici nu vorbești acum, cum uite, să... Altă chestie pe care a pățit-o într-un spital, domnule, a căpătat o bacterie de asta, nozocromială. Spune și treaba asta. Două indicii a dat doctorului în privința asta. Și, domnule, mă simt nu știu cum. A, vă duce și luați medicamentul cu tare, deci te știu exact bacteriile, se știu exact racheții ăștia, toate lucrurile astea se cunosc, dar trebuie să spuneți că vă deranjează. Oamenii nu știu că autoritățile nu au de unde să știe că te deranjează. Nu vorbești. Bun. Probleme de comunicare. Mi se atrage atenția că termenul delicios are în engleză și sensul de agreabil pentru persoane. Deci ne-am fugit cu gândul unde nu era cazul, Radule, deci și mai există... mult tu că eu am încercat, ai văzut. Da, ai fost mai ponderat. Am fost extrem de ponderat și rezervat. Eu când e cu fasciștii, cu așa, mă inflamez, fasciștilor. La ce s-au entuziasmat cetățenii de prin alte părți? 10 milioane de oameni, înțeleg că este un mare viral, cu actorul Anthony Hopkins dansând pe muzică latino. Hai să-l urmărim ca să mai desine un pic atmosfera extrem de tensionată, generată de reacția poliției române. Cum comentați imagine tensionate de mai devreme? Un mare actor al României. Se pare că am vreo specializare clinică. Nu știu ce nu produc astfel de momente. De exemplu, Florin Piersic. Păi cine pe Arșinel? Să-l vezi așa pe Arșinel? Domnul Arșinel. De ce nu-i vedem pe oamenii noștri? De ce nu... Adică ai noștri sunt toți puși așa într-o oarecare formă de respect. Sunt deja statui care dacă nu ai vedea înregistrarea asta cu Arșinel, nu știu, mă gândesc că ar apărea în spațiu public o glumă de genul dacă îți dau rinichii mei, ți-o ia corpurazna. Deci nu cred că ar fi bine ca monștrii sacri ai teatrului românesc sau ai cinematografiei autohtone să aibă genul ăsta de manifestări. Anthony Hopkins e mai excentric așa, nu? Da. 10 milioane de vizualizări pe așa ceva. 10 milioane de vizualizări.
Da. E problema la el sau la 10 milioane de... Dar am avea și noi acum 10 milioane de oameni care se uită la așa ceva. Și să spunem da. Că și Quentin nu-i copii. Da, că 10 milioane. L-am difuzat noi, nu. În fine. În fine. Asta e situația... Nu prea în, s-a uitat lumea. În România, dar să știți că se pot întâmpla, am invocat bucătarii un pic mai devreme, se pot întâmpla tot felul de accidente. Mi se pare oricum mult mai grav ce am văzut la noi decât ce o să vedem la ei acum. Hai să vedem cum... ce au pățit niște bucătari la un moment dat. Bucătari încercând, sau militari? Încercând, niște bucătari militari încercând să demonstreze ceva. Mi se pare o încheiere bună pentru ceea ce ni se întâmplă. Nu mai poți să flambezi nimic în bucătăria asta. Nu mai e ce a fost, nici bucătăria nu mai e ce a fost. Noi ne întoarcem luni. Ne întoarcem luni de la ora 6. Mâine nu o să fim la emisiune. Vine, prima zi de weekend. Păi da, asta e. Am așteptat să treacă ziua muncii și gata. Da, hai să vedem imagini cu suporterii Romei, pentru că data trecută, la meciul trecut, i-am dat pe cei lui Liverpool. Hai să vedem imagini de la Roma. Noi ne reîntâlnim. Să ne luăm și rămas bun ca să... Să aveți o Românie bună în continuare. Toate cele bune, weekend plăcut, ne vedem luni la 6.